Bună ziua tuturor! Bine ați revenit pe canalul Rivadu! Bună ziua, Corina! Din nou avem onoarea să o avem ca oaspete pe Corina. Corina Toma, consilier de dezvoltare personală, specialist în comunicație, care ne va vorbi exact despre a comunica, despre comunicare. Așadar, bine ai venit, Corina! Bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație! Comunicarea este un subiect extrem de sensibil. Pentru că dacă nu știm să comunicăm și sunt diferite nivele de a comunica, comunicăm cu noi înșine, comunicăm cu cei care ne sunt dragi, comunicăm cu necunoscuți, comunicăm cu cei care nu ne sunt dragi. Suntem în diferite ipostaze și cred că comunicarea noastră este diferită în funcție de ambient și în funcție de relația pe care o avem cu cel cu care comunicăm. Ce ne poți spune despre comunicare, Corina? Din experiența ta, din experiența din lucru cu persoanele și din faptul că tu, de fapt, ești profesor, predai celorlalți această, e o artă. A comunica este o artă, cred că. Așa este. Este o artă în care cuvintele sunt personajul principal, ele sunt la putere și cu cât înțelegem mai mult care este puterea acestor cuvinte, cu atât mai bine stăpânim această artă. Vorbeai despre faptul că a comunica depinde de oamenii din jur, de mediu și de foarte multe lucruri exterioare și este foarte adevărat. Ce vreau să adaug este că toată această comunicare cu exteriorul este extrem de bine legată cu comunicarea interioară. Și de aici pornește, de fapt, succesul unei comunicări exterioare de succesul comunicării cu tine însuți, până la urmă. Adică dacă primul dialog pe care l-ai cu tine dimineața când deschizi ochii este un dialog de recunoștință și un dialog de bucurie, nu? Și te uiți pe fereastră și în loc să spui, aoleo, plouă, iar întârzi, iar și o să murdăresc cizmele, iar o să fie traficul aglomerat, în momentul în care te vei întâlni cu cineva, cu prima persoană, nu o să faci altceva decât o să continui dialogul pe care l-ai avut cu tine însuți. Și o să zici, ai văzut cât de tare plouă? Ai văzut ce trafic infernal a fost afară? De fapt, să-ți confirmi propria ta conversație cu tine, o vei face mai departe și cu ceilalți. Dimpotrivă, dacă conversația cu noi înșine este o conversație bazată pe bucurie și pe recunoștință și zici, wow, ce frumos, iar plouă astăzi. Nu? Câte lucruri frumoase se pot întâmpla, ce zi extraordinară am, cât belșug înseamnă ploaia și câtă bucurie o să fie în natură pentru că plouă. Și astăzi voi avea o zi bogată în experiențe. E foarte posibil că atunci când ne întâlnim cu cineva, dialogul să continue pe aceeași temă, cu aceeași notă de bucurie și de recunoștință. Și atunci toată ziua noastră se schimbă, toată energia pe care o generăm în afara noastră se va schimba datorită energiei pe care am cultivat-o singuri, pentru că am fost conștienți de calitatea gândurilor noastre și de calitatea cuvintelor pe care le-am folosit. Și cred că aici este cheia succesului unei comunicări, comunicarea cu tine însuți. Această intracomunicare, cum este ea numită de specialiști, se referă și la această comunicare cu tine, dar se referă și la comunicarea cu Dumnezeu. Și atunci există, deci, o primă comunicare, asta în care vorbești cu divinitatea și îi arăți bucuria și recunoștința ta, iar tot răspunsul care va veni înapoi, pentru că Dumnezeu îți răspunde dacă îi te adresezi și îți răspunde prin oameni, îți răspunde prin evenimentele din viața ta, îți răspunde prin tot felul de semne și chiar miracole și mici minuni care ți se întâmplă peste zi dacă ai ochi să le vezi și urechi să le auzi. Așa că toți oamenii minunați care ne vor răspunde la
emoția pozitivă și la recunoștința pe care noi o transmitem în jur este, de fapt, răspunsul lui Dumnezeu la comunicarea pe care noi o avem cu El. Foarte frumos. Eu am citit în ceea ce mi-ai trimis tu ceva despre gramatica spirituală, regulile gramaticii spirituale. Vrei să ne explici ce înseamnă gramatica spirituală din punctul tău de vedere? Gramatica spirituală este un titlu, să-i spun așa, pe care l-am folosit pentru cursul pe care urmează să-l ținem în 11 februarie la Media și pe 10 martie la Iași. Și sunt cursuri de comunicare, de fapt, amestecate cu noțiuni de NLP, adică de programare neurolingvistică. Și când mă refer la programarea neurolingvistică, în afară de simbolurile pe care le folosește ea și de teoria pe care specialiștii o folosesc, am aprofundat mai mult cum se reflectă aceste reguli ale neurolingvisticii în gramatică, adică să înțelegem structura limbii pe care noi o folosim și în felul ăsta putem să înțelegem felul în care aplicăm noi limbajul în programarea creierului nostru. Adică, noi știm deja câteva idei generale despre cuvântul care zidește, despre limbajul constructiv și creativ. S-a tot vorbit despre asta și știm de la isihazmul românesc, de la creștinismul nostru ortodox, călugării care vorbesc despre cuvântul care zidește, până la specialiștii moderni de NLP care vorbesc despre acest limbaj constructiv. Este unul și același, nimic nou sub soare, alți termeni, alți specialiști. Important este că au ajuns la aceeași concluzie. Și anume că fiecare sunet are o putere asupra noastră și fiecare grup de sunete care formează cuvintele ajung să ne structureze anatomia, biologia. Și asta este foarte frumos, că dacă ne gândim de la experimentele lui Masaru Emoto cu memoria apei, nu? Și acele experimente în care a fotografiat moleculele de apă înghețate și a ajuns la concluzia că acele cuvinte cu energie pozitive făceau ca apa să se structureze hexagonal. Asta mi s-a părut extraordinar, adică exact în numărul lui 6, adică în numărul armoniei, al echilibrului și al frumuseții, nu? Pentru că știm că Dumnezeu a făcut lumea ordonând haosul, deci aducând armonia, aducând acel 6, această energie, se vede cât de frumos sunt legate toate lucrurile între ele. Deci, am văzut deja de la fizică până la religie că toate ne duc în același loc, și anume să înțelegem puterea de a ordona materia a cuvântului, puterea cuvântului de a restructura biologic materia din jurul lui. Și dacă un simplu cuvânt poate să-mi structureze mie forma celulelor, nu? Chimia celulelor, întreaga mea biologie, înseamnă că eu am putere prin limbaj asupra materiei. Și mi-este foarte clar acum modul în care eu pot să manipulez materia, nu? Folosind cuvintele potrivite, încărcate de emoțiile potrivite. Și dacă eu înțeleg că aceste cuvinte se structurează în propoziții și fraze și înțeleg că aceste cuvinte au niște roluri în aceste propoziții și fraze, îmi dau seama care este regula după care eu pot să manipulez această materie mult mai profund decât puterea unui singur cuvânt. Da? N-aș vrea acum să dezvălui tot cursul și să vorbim despre structura fiecărui părți de propoziție în parte și să vedem de ce este important sau care e distinția dintre un cuvânt care este subiect sau un cuvânt care este predicat, deci cel care face o acțiune și acțiunea în sine. Asta vă las să descoperiți la cursuri dacă veniți.
Însă ideea generală este că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Ne este clar tuturor asta și cine nu acceptă lucrul ăsta este doar un om puțin informat sau neinformat. Și dacă suntem copiii lui Dumnezeu, categoric Dumnezeu este creatorul absolut. Da? Creatorul a tuturor celor văzute și nevăzute. Drept urmare, eu ca și copil al lui Dumnezeu am toate atributele tatălui meu. Dacă el e creatorul absolut și eu am acest atribut de a crea. Și cum a creat Dumnezeu cuvântul? Prin cuvânt, rostind. Drept urmare înseamnă că și eu pot să înțeleg, să învăț și să conștientizez cum anume și ce anume să rostesc ca să pot și eu la rândul meu să fiu creator al universului în care mă aflu și să-mi asum responsabilitatea lucrurilor pe care le creez în jurul meu. Drept urmare, imaginea asta mentală pe care noi ne-o facem în timp ce vorbim despre noi și despre alții, imaginea asta se reflectă în subconștientul nostru. Iar subconștientul știm că va face totul ca să ne sublinieze propriile noastre afirmații. Nu? Și atunci este foarte clar că un om care deține puterea acestor cuvinte, care înțelege care e puterea cuvântului, va fi un om extrem de puternic. Wow. Și fiind un acte 8, este momentul să ne luăm înapoi această putere, să o conștientizăm și să o folosim. Ce poate fi mai puternic decât să manipulezi materia, lumea și propria biologie, propria anatomie, propria materie din care ești făcut. Super. Așa că e un an extraordinar de bun, un moment extraordinar de bun anul acesta să învățăm despre limbaj și despre structura lui de bază. Îmi vine o întrebare, bineînțeles, legată de ceva cu care eu mă confrunt. În acest moment fac un parcurs de specializare într-un anumit domeniu și obligat, forțat, ultimele două cursuri au vorbit despre minți criminale, ceea ce înseamnă că pe parcursul unui semestru întreg am avut de a face cu informații, video, teorii, tot ceea ce privește această parte a societății, a minții criminale. Recunosc că uneori lecțiile au fost greoaie pentru mine, pentru că evident am intrat în contact cu foarte multă violență și cu o parte a minții umane care nu e tocmai plăcută. Ce aș putea face eu sau cineva care este în situația mea? Deci nu mă refer neapărat la cineva care aude știri de la radio sau de la televiziune sau se întâmplă, da, pentru că și aici este o alegere. Sunt persoane care aleg să se uite la filme violente. Dar mă refer la persoane care nu se uită la televizor, încearcă să evite contactul cu prea multe știri dezastruoase, deși acum nu prea avem cum. Război în stânga, război în dreapta, război în sus, război în jos, timpul, aia, suntem bombardați de informații exagerate adeseori din punctul meu de vedere. Iar pe de altă parte, prin natura muncii sau poate studii sau orice, în orice alt motiv, intrăm în contact cu aceste informații. Cum această comunicare internă ne poate ajuta să rămânem într-un echilibru și să nu ne lăsăm luați de val? Cred că cea mai bună metodă este să ne amintim cine suntem. Da? Da. Și poate cu riscul de a mă repeta, dar repetitio mater studiorum, drept urmare merită să și repetăm, orice program negativ pe care îl construim poate fi înlocuit cu un program pozitiv și programul ăsta pozitiv, din experiența mea, cea mai puternică metodă de a-l implementa în structurile noastre este Dumnezeu mă iubește. Cu cât înțelegem că noi merităm această iubire, că suntem demni de ea,
că tot universul este pus și făcut de Dumnezeu pentru noi ca să fie în slujba noastră, că noi suntem nici mai mult, nici mai puțin decât copiii lui Dumnezeu și merităm totul și Dumnezeu își dorește pentru noi să fim fericiți. Dumnezeu nu e acolo ca să ne submineze, nu e acolo ca să ne vadă nefericiți, nu e acolo ca să ne pedepsească. Dumnezeu e atât de bun încât ne îngăduie orice. Da? Și Sfântul Apostol Pavel spunea într-una din epistolele lui că totul ne este îngăduit, însă nu toate ne sunt de folos. Drept urmare, merită să facem această distinție între lucrurile care ne sunt de folos sufletului nostru și lucrurile care nu ne sunt de folos și să ne amintim tot timpul de faptul că Dumnezeu ne iubește și că noi merităm această iubire a lui Dumnezeu. Și atunci, vorba psalmistului, dacă Dumnezeu mă iubește, de cine mă voi teme? Corect. Da, mulțumesc mult. Deci este tot o modalitate prin care folosim niște cuvinte, niște afirmații, niște programe cu care noi rescriem peste programele negative, scriem un program pozitiv. Și scriem aceste cuvinte pe care le repetăm până le simțim, că asta e cheia până la urmă. Sunt o grămadă de specialiști din foarte multe domenii care arată concret că emoția pe care o pui în spatele cuvintelor respective te ajută să schimbi absolut toată realitatea din tine și din afara ta. Drept urmare, ține de voința ta, de educația ta, de informația ta și mai ales de perseverența ta. Dacă alegi să faci o practică spirituală în mod conștient și o faci cu dedicare și cu perseverență, este imposibil să nu se vadă rezultatele. Pentru că lumea nu se va schimba în jurul tău. Problemele vor curge, oamenii vor fi violenți, însă universul pe care tu îl vei crea în jurul tău va fi diferit. Te vei îndepărta, nu ca o planetă care iese din sistemul respectiv de gravitație, într-un sistem, deci te vei transforma dintr-un satelit care orbitează obligat de atracția puternică a unei idei sau unei societăți sau unui grup violent sau cum o fi el, că ai vorbit tu despre violență, și te poți transforma într-o proprie planetă care să graviteze după propriile ei legi, în propriul ei univers. Asta este extraordinar. Să înțelegem că avem puterea de a ne desprinde și de a deveni independenți față de universul celorlalți. Să ne facem propriile noastre legi, dacă legile proprii sunt subsumate, sunt sub legea mare a lumii. Această lege trinitară a iubirii. Iubește-L pe Dumnezeu, iubește-te pe tine însuți și iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, în această ordine. Da, în această ordine. Corina, aș vrea să te întreb, atelierul tău durează o zi, un pic mai multe informații despre atelier. Atelierul de gramatică spirituală? Da. Atelierul durează câteva ore, de la 3 ore jumate, are o parte teoretică, și apoi are o parte practică de exercițiu în care tot ceea ce am expus din punctul teoretic de vedere, aplicăm prin exerciții în funcție de ce își dorește fiecare să obțină, evident, da? De intențiile fiecărui elev în parte. Ce obține o persoană care frecventează un atelier de comunicare? Cu ce pleacă acasă? Pleacă, sper eu, cu un nivel superior de înțelegere a limbajului, pleacă cu un set de reguli pe care le poate aplica cu ușurință în viața de toată ziua, în realitatea lui imediată, poate să devină mai conștient de toate conversațiile pe care le are cu el însuși și cu ceilalți, și
poate să înțeleagă felul în care poate să înțeleagă structura limbii pe care o vorbește. Îi crește respectul față de limba română și își dă seama ce instrument extraordinar este. Sunt multe persoane și care se întreabă la ce îmi folosește mie limba română, gramatica. De ce aș învăța gramatică? Cu ce sunt eu mai bogat dacă știu că un anumit cuvânt este complement sau este subiect sau este predicat și cu ce mă ajută că aia e o propoziție subordonată sau este, eu știu, orice altceva. Toate lucrurile astea te ajută să înțelegi structura pe care se bazează limbajul. Adică, spre exemplu, o să dau un simplu exemplu, conjuncția dar. Da? Conjuncțiile știm că sunt acele elemente care introduc o propoziție principală față de o propoziție subordonată. Da? Și știm că n-au ele mare importanță sau mare sens. Drept urmare, ele nici nu există în propoziții foarte, foarte des și pare un cuvânt doar de legătură, un cuvânt care nu înseamnă mare lucru. Și totuși, această prepoziție este o prepoziție care se numește adversativă. Ce înseamnă un adversar? Pentru mintea subconștientă, noi știm că atunci când este anunțat un adversar, nu apare adversarul, intru în alertă. Da? Intru poate în panică. Nu? Și faptul că urmează să aud o propoziție adversativă mă ajută pe mine să înțeleg care este pericolul pe care eu îl manifest verbal. Adică, am o propoziție. Draga mea, te iubesc foarte mult, dar nu sunt pregătit să mă însor. Da? Tot ce am spus până la dar, toată declarația de dragoste pe care am făcut-o, devine egală cu zero. S-a anulat. Da? Pentru că acest dar, nu există un dar. Da. Dar această prepoziție a devenit chiar substantiv comun. Noi deja spunem există un dar. Adică ce? Există o problemă, există un obstacol, există un adversar ca lucrurile pe care le-am spus în prima parte să nu fie adevărate, să se anuleze. Și atunci tot ce am spus bun, l-am spus degeaba. Sunt doar niște cuvinte fără sens. Când eu pot să înțeleg asta, să aflu rostul acestor prepoziții adversative, să știu care sunt și să le scot din vocabularul meu. Și în loc să spun dar, am pus punct, draga mea, te iubesc foarte mult, punct, și să continui ce am de spus. După aceea, da? Nu sunt pregătit să mă însor. Asta este un adevăr, faptul că te iubesc este alt adevăr. Sunt două propoziții principale la nivel de egalitate care nu se mai contrazic una pe alta. Și astfel de exemple pot continua pentru că sunt foarte multe astfel de conștientizări, înțelegând care e rostul cuvintelor din propoziție și ce rol joacă ele, putem să alegem în cunoștință de cauză cum le folosim. Da? Ce vreau eu să construiesc? Să fiu conștient de efectul lucrurilor pe care le spun. Nu să mă mir, uite câte lucruri frumoase i-am spus și n-au avut niciun efect asupra lui X sau lui Y, nu? Și mă întreb de ce, pentru că nu înțeleg că, uite, i-am spus că este deștept, i-am spus că este frumos, i-am spus... Dar că nu mă interesează. Da, exact. Sunt nuanțe și nuanțele astea merită conștientizate. Dar evităm să rănim pe alții sau, și mai ales, evităm să comunicăm într-o manieră care ne aduce rezultate pe care nu le vrem. Da, este
o manieră de a comunica care te duce către succes. Conștientizarea acestei structuri te duce categoric către a-ți planifica mintea să gândească către succes. Cred că această comunicare internă, comunicarea cu sine, ajută și la obținerea obiectivelor, pentru că și eu observ, sunt persoane care au un anumit tip de dialog intern, care clar, eu nu sunt specialist în comunicare, dar observ această comunicare cu sine, care practic taie aripile la orice obiectiv, la orice intenție pozitivă. Și acum conștientizez mult mai bine din ce ai spus tu. Probabil venind la curs am să conștientizez și mai bine. Vrei să repeți încă o dată? Tu faci doar în prezență sau și online faci acest curs? Fac cursuri de comunicare mereu, periodic, și online și fizic. Cele pe care le-am anunțat acum de la Iași și de la Mediaș vor fi față în față. În sală sunt persoane care organizează acolo și atelierele de creativitate, mandala personală, și ziua următoare, după mandala personală, facem atelierul de comunicare. Deci și la Iași și la Mediaș. La Iași, la Iași pe 10 martie, la Mediaș pe 11 februarie. Okay. Cad amândouă în duminica. Da, deci persoanele pot participa, pentru că persoanele lucrează, în weekend se pot organiza. Deci asta te-am întrebat, ce vreau să te mai întreb. Mai spune-ne tu ceva. Mi-amintesc că mi-ai zis odată de o învățătoare sau profesoară care aproape nu mai înțelegea sensul muncii sale, a venit la atelierul tău de comunicare și a înțeles ce sens are să predea gramatica limbii române. Puteți să ne spui câteva cuvinte despre despre această doamnă, despre această transformare internă pe care a avut-o în urma atelierului? Pot să povestesc doar din ce a împărtășit ea, evident, și pot să spun că atunci când ceea ce faci începe să capete sens pentru tine, să-ți redescoperi pasiunea, să-ți redescoperi sensul meseriei pe care o faci, ți se schimbă într-adevăr întreaga viață. Ce vreau să adaug este că gramatica asta spirituală ne poate ajuta și în raportul discuțiilor noastre cu Dumnezeu, am spus mai devreme, în sensul că noi ne rugăm și rugăciunile noastre pe care le citim din cărți au foarte multe cuvinte arhaice, foarte multe cuvinte cu care nu rezonăm sau pe care pur și simplu nu le înțelegem. Gramatica spirituală ne ajută să înțelegem și limbajul care a fost desacralizat. Cuvintele care au căzut din puterea pe care o aveau, din măreția pe care au avut-o la început și care se foloseau în rugăciuni și astăzi nu mai sunt decât niște ecouri fără sens pentru noi. Și multă lume cu care am mai discutat subiectul ăsta al cuvintelor din rugăciune se plânge de acele cuvinte care ne dor și ne atacă orgoliul. Eu păcătosul. Eu păcătosul, chiar la asta mă gândeam. Da. Da, sau Doamne stăpâne. Da, stăpâne. Da? Sunt astfel de cuvinte care ne atacă orgoliu și care ne deranjează și pe care nu le putem spune. Și ce vreau să spun este că aceste cuvinte fac parte din rugăciunea despovedaniei. Da? Ele nu sunt cuvintele care merită repetate în fiecare zi de 3 ori pe zi. Sunt cuvintele pe care le folosim atunci când ne conștientizăm propria greșeală. Și la spovedit ne ducem în posturile sărbătorilor mari.
de câteva ori pe an. Nu mă spovedesc zilnic cu cuvintele astea. Da? Deci, evident, dacă e cazul, da, dar dacă n-ai făcut ceva extrem de grav, nu? N-are sens să-ți pui cenușă în cap în fiecare zi. Deci ești păcătos, e foarte adevărat că suntem păcătoși. De când ne sculăm și până adormim, păcătuim în sensul ăsta că nu suntem în stare să trăim în lumină 24 din 24. Avem o grămadă de momente de cădere. Și acele momente de cădere, dacă nu le conștientizăm, înseamnă că, de fapt, nu înțelegem care este drumul ăsta spre lumină. Drept urmare, este bună conștientizarea, dar nu sunt bune cuvintele prin care tu te autoflagelezi. Da? Ai un moment de spovedanie în care recunoști că ești păcătos și asta face foarte bine. Același principiu îl abordează și cei de la Alcoolicii Anonimi. Nu, întâi trebuie să recunoști că ai o problemă ca să urmeze procesul de vindecare. Da. Și spui, bună ziua, sunt Corina și sunt alcoolic. Exact același lucru. Bună ziua, Doamne, eu sunt păcătoasă. Da? Și apoi spun ce am de spus. Dar asta nu o fac în fiecare zi. Asta este. Drept urmare, și în rugăciuni e bine să aplicăm aceleași legi ale gramaticii spirituale a cuvântului care zidește și să folosim rugăciuni zilnice cu cuvinte care ne construiesc și încrederea în noi și credința în Dumnezeu și iubirea de oameni și nu cuvinte care ne sabotează și ne distrug. Așa că această gramatică spirituală este aplicabilă nu numai în conversația cu ceilalți oameni, dar și cu noi înșine și chiar și mai ales în conversațiile pe care le avem cu Universul și cu Dumnezeu, pentru că de la Univers și de la Dumnezeu noi cerem, avem pretențiile cele mai mari. Doamne, dă-mi, sau dacă formulăm altfel, nu, tot din afară cerem. N-am auzit pe nimeni să se roage de el însuși să obțină ceva, deși puterea e în interior. Rugăciunea de obicei o vedem ca pe o conversație exterioară și merită să folosim și în aceste tipuri de conversații această gramatică spirituală. Foarte interesant, da, deci să ne transformăm, să ieșim din rolul de milogi. Dăm, Doamne! Și chiar cu pretenții, dăm! De ce nu mi-ai dat? Revin la același Dumnezeu mă iubește. În momentul în care știi că Dumnezeu te iubește, ți este clar că vei primi tot ceea ce îți trebuie, tot ceea ce ai nevoie, tot ceea ce este de folos sufletului tău și creșterii tale. Corect. Așa. Mulțumesc foarte mult, Corina. Ai vrea să mai adaugi ceva ce poate... Eu nu am participat încă la atelierul tău de comunicare. Cu siguranță voi participa, pentru că mi se pare extraordinar de interesant. Mă interesează creșterea și dezvoltarea mea personală. Mă interesează să lucrez pe, în primul rând, pe comunicarea cu mine însă. Cu siguranță apoi se va reflecta și în exterior. Evident, eu nu știu conținutul, dar crezi că pentru cineva, exact ca mine, bănuiesc, cine ne ascultă, nu știe exact cum crezi despre ce e vorba, vrei să adaugi ceva sau crezi că am spus suficient? Mie mi-a trezit foarte mult curiozitatea, recunosc, și dorința de a participa, dar dacă dorești să mai adaugi ceva? Cred că cea mai bună încheiere pe care o putem face este să reînnoim invitația oamenilor de a veni la cursuri, în general la orice fel de cursuri, să ne reamintim că, deși nu este un an pentru învățare neapărat în sensul ăsta, este un an despre putere și merită să devenim din ce în ce mai înțelepți, pentru că puterea fără înțelepciune este un instrument prost folosit. Drept urmare, vă invit la orice fel de cursuri, nu numai ale mele, orice, să facem ceva, să ne dezvoltăm,
din toate punctele de vedere, capacitatea mentală, capacitatea emoțională. Vă invit să faceți cursuri de actorie, pentru că vă ajută să vă dezvoltați inteligența emoțională. Vă invit să faceți cursuri de comunicare, de public speaking, de orice vă ajută să vă apropiați de limbaj. Limba română este o limbă extraordinară, care are niște valențe și niște puteri magice în felul în care este construită și în cuvintele pe care le are. Și dacă știm puțin engleză, spre exemplu, sau eu știu alte limbi din aceea sferă, cum este franceza sau spaniola, și facem o comparație între structurile lor gramaticale, o să vedeți ce diferențe uluitoare sunt și cât de spirituală este limba noastră. Foarte frumos. Să reamintim și cursurile tale. Noi am vorbit deja pe acest canal despre mandale, despre mandalele personale și importanța lor. Și următorul curs este pe 3 februarie, Acuș, Acuș, Acușica. Este online. Da. Da? Apoi tu ai spus când te duci la Iași vei face și mandale, într-o zi mandale și într-o zi apoi comunicare. Apoi am vorbit despre tarot, care va începe care, din 15. 15, dar aș vrea să precizez un lucru, nu este dat un cărți și ghicit un cafea, este o altă modalitate de a privi dintr-un alt punct de vedere și o modalitate de creștere, de dezvoltare personală, cum putem folosi cărțile de tarot pentru creșterea noastră, pentru a ne înțelege mai bine, pentru a înțelege mai bine sau avea o altă perspectivă asupra lucrurilor sau întrebărilor pe care noi le avem. Așa este. Tarotul este o lume magică a simbolurilor și este un alt tip de limbaj. Este un limbaj pe care ne vorbește subconștientul. Tot ceea ce avem de făcut, înțelegând limbajul acesta al simbolurilor, este să aducem ceea ce există ca răspuns deja în subconștientul nostru, în mintea conștientă. Și, de fapt, tarotul nu este despre viitor, este despre ceea ce gândim noi în momentul ăsta. Și felul în care noi gândim și simțim în momentul ăsta construiește viitorul. Așa că tarotul ne ajută să modificăm viitorul, pentru că înțelegându-ne prezentul, putem să luăm niște hotărâri în cunoștință de cauză. Și repet, tarotul este un limbaj, un limbaj simbolic pe care îl vorbește subconștientul nostru. Și ca să fac o legătură între tarot și comunicare, atelierul tău de comunicare, de gramatică spirituală, prin tarot putem să intrăm în contact cu momentul prezent din ființa noastră, cum vedem noi un anumit eveniment sau ceva care este provocator pentru noi, iar apoi prin intermediul gramaticii spirituale să corectăm și să ne creăm cel mai bun viitor posibil. Da, vă spuneam că eu sunt specialist în comunicare și am vorbit despre gramatică spirituală, pentru că gramatica spirituală ține de comunicarea în primul rând verbală, dar și de comunicarea, de intracomunicare, comunicarea cu noi și cu Dumnezeu. Dar mai există un tip de comunicare care se cheamă metacomunicare. Și metacomunicarea ține exact de comunicarea prin simboluri. Da? De a înțelege limbajul subconștientului. Iar tarotul este un astfel de tip de comunicare, de metacomunicare. Atâta vreme cât vrei să devii un bun specialist în comunicare, să poți comunica mai bine cu ceilalți, nu este suficient să înțelegi limbajul cuvintelor. O comunicare completă este limbajul la nivel de gând, limbajul la nivel de emoție, limbajul la nivel de trup, de expresii faciale, de gesturi, de atitudine corporală, de culori, de cromatică, ce alegi ca și culoare să îmbraci într-un anumit context ca să transmiți un anumit mesaj, tot ceea ce spune ființa ta de la primul fir de păr până la degetele de la picioare.
Limbajul pe care îl transmiți prin voce, calitățile tale vocale, felul în care știi să accentuezi anumite cuvinte, să faci pauze, să folosești volumul, melodicitatea vocii, ritmul. Deci există atât de multe nuanțe în felul în care noi comunicăm și cu cât le conștientizăm și le stăpânim mai bine pe toate, cu atât mesajul nostru va ajunge cât mai aproape de 100% la interlocutorul nostru. Specialiștii spun că niciodată nu putem să comunicăm la nivel de 100%. Adică tot ceea ce există în mine să comunic identic să ajungă în tine. Da? Exact informația, emoția, gândul, starea, senzația, nevoia, tot ce a existat în mine când am transmis, am construit mesajul și până ajunge la tine el se lovește de tot felul de filtre și de blocaje și niciodată nu poate să ajungă nici dacă am fi telepați în măsură de 100%. Și atunci cu cât noi învățăm să stăpânim limbajul mai bine, cu atât ne putem apropia de acest procent maxim. Foarte încurajator. Mulțumesc foarte mult! Cu mare drag și eu mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc, Corina, și mulțumim celor care ne-au ascultat. Informații vor găsi direct la tine, da, pe profilul tău Facebook sau în grupul tău care este deschis tuturor, Butterfly Effect, care este tot pe Facebook. Deci, cine nu are Facebook, cum te poate contacta? Sunt persoane, eu am persoane care sunt înscrise la canalul YouTube care nu au Facebook. Pe canalul celor care m-au invitat la emisiunile de pe YouTube. Aha. Găsesc acolo pe canal sub în comentariile pe care le postez tu sub interviu, se găsesc și datele de contact. Perfect. Mulțumim foarte mult, Corina. Și eu mulțumesc.